Pace și binecuvântare, suntem la o nouă emisiune creștin la timpul prezent. Tema emisiunii de astăzi este inspirată din Evanghelia după Matei, capitolul 4. Este vorba despre ispitirea din pustie, din cetate și de pe munte. Să citim pasajul biblic. Matei, capitolul 4, de la versetul 1 începând până la versetul 11. Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți. La urmă a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de el și a zis: Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Atunci, diavolul l-a dus în sfânta cetate, l-a pus pe strașina templului și a zis: Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris, El va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. De asemenea este scris, a zis Iisus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Diavolul l-a dus apoi pe o munte foarte înalt. I-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirile lor și a zis: Toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Pleacă, Satano, i-a răspuns Iisus, căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Atunci diavolul l-a lăsat și odată au venit la Iisus niște îngeri și au început să-i slujească. Amin. Despre ispitirea lui Iisus Hristos avem relatarea din Evanghelie Sinoptice, din Matei, din Marcu, din Ioan. Noi mergem pe narațiunea din Matei. Marcu este cea mai scurtă prezentare. Când a fost Iisus dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul? Imediat după botez. După ce a primit confirmarea, este Fiul preiubit al lui Dumnezeu, în care Dumnezeu își găsește plăcerea, Duhul Sfânt a luat inițiativa și l-a dus pe Iisus în pustie. Vorbim de ispitirea din pustie. Hristos a postit 40 de zile și 40 de nopți. A fost acest post între botezul în apă și începutul lucrării practice de slujire a lui Iisus. Citim versetul 2 din capitolul 4, la urmă a flămânzit. Omul rezistă foarte greu 40 de zile și 40 de nopți de post. Rezistă. Este o perioadă în care dispare sentimentul de foame după câteva zile de post și reapare foarte crunt la sfârșit. Deci nu este aceeași intensitate a dorinței după mâncare în toată perioada celor 40 de zile. Este mai intensă intensitatea la începutul, în prima parte a celor 40 de zile, și mai intensă la sfârșitul celor 40 de zile. Suntem la sfârșitul celor 40 de zile, când a apărut intensitatea aceasta deosebită după mâncare. Ispitorul s-a apropiat de el și a zis: Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Hristos a primit confirmarea că este Fiul lui Dumnezeu. De ce mai avea nevoie de altă confirmare? Nu mai avea nevoie să fie din nou confirmat că este Fiul lui Dumnezeu. Ispititorul atacă divinitatea lui Iisus. Hristos să-și dovedească divinitatea prin poruncă,
pietrele care se erau în pustie să facă pâine. Trecem și de perioada de pustie, de deșert. Și Satan vrea să atace convingerile noastre. Convingerea noastră în divinitatea lui Isus. Convingerea noastră în adevărul Scripturii. Sau chiar convingerea noastră despre existența lui Dumnezeu. Și vrea dovezi suplimentare. Dovezi suplimentare că Biblia există ca adevăr. Dovezi suplimentare că Iisus Hristos este codat Fiul lui Dumnezeu. Satana mereu vrea dovezi suplimentare. De ce să-i dăm dovezi suplimentare? Din moment ce am avut experiență cu Domnul Iisus Hristos, din moment ce ne-am predat inima Lui, în moment ce am avut experiența umblării cu Dumnezeu, de ce să mai dăm dovezi suplimentare Satanei? A fost o ispită a transformării pietrelor în pâine. A fost un răspuns la foamea după pâine a Domnului Iisus Hristos. Există și noi dorințe ale trupului. Dar aceste dorințe ale trupului nu trebuie satisfăcute după linia satanică, ci dorințele trupului trebuie satisfăcute după linia lui Dumnezeu. Trăim o civilizație de explozie a dorințelor trupului, unde nu mai contează linia lui Dumnezeu. Trebuie să revenim la linia lui Dumnezeu. Dorințele trupului trebuie satisfăcute după linia lui Dumnezeu, după cuvântul lui Dumnezeu, nu după linia satanică. Cum reacționează Isus la această ispitire din pustie? În Matei 1, Marcu 2 și Luca ne este explicat în detaliu ispitirea lui Isus. Isus a stat 40 de zile și 40 de nopți în pustie. Stând acolo, diavolul căuta să-l ispitească cu orice preț. Ispititorul a venit la Isus și a zis: „Dacă ești tu fiul lui Dumnezeu, poruncește acestor pietre să se transforme în pâine.” Atunci Isus i-a zis: „Este scris, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.” Hristos reacționează rostind cuvântul. Versetul 4 din capitolul 4 din Matei. Este scris: omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. E un citat din cartea Deuteronom. Adică, de ce să transform eu pietrele în pâine? Care este miza? Cuvântul lui Dumnezeu îmi spune că eu trăiesc cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu, nu doar cu pâine. Deci prioritar pentru mine este să trăiesc. Sufletul meu să trăiască. Da, este important să-mi hrănesc trupul. Dar trebuie să dau prioritate sufletului. Și sufletul meu se hrănește cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Fiți foarte atenți. Orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Noi trebuie să fim atenți că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să muște, să îndrepte, să dea înțelepciune prin ele. Toată Scriptura. Deci orice cuvânt care este din gura lui Dumnezeu hrănește sufletul nostru. Dar noi neglijăm anumite cărți din Scriptură, neglijăm anumite părți din Scriptură și uităm că orice cuvânt care este din gura lui Dumnezeu hrănește și că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. Și trăim cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Noi trăim. Poate te-ai întrebat de ce ești slăbit spiritual. Pentru că nu trăiești cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Neglijezi orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Sufletul nostru are nevoie de hrana anumită cuvântului Dumnezeu. Cuvântul Dumnezeu este pâinea sufletului nostru. Învățăm din ispitirea lui Iisus pustie. Există o prioritate a vieții noastre, hrănirea sufletului. Și mai învățăm din ispitirea aceasta din pustie că trebuințele trupului nostru trebuie satisfăcute după linia lui Dumnezeu, nu după linia satanei. Și mai învățăm că trebuie să ne apărăm în ispitire cu cuvântul lui Dumnezeu. Tema noastră este ispitirea din pustie, din cetate și de pe munte.
Să mergem la a doua locație a ispitirii, cetatea. Atunci diavolul l-a dus în sfânta cetate. L-a pus pe strașina templului. Sfânta cetate. Care să fie sfânta cetate? Roma? Atena? Sfânta cetate este Ierusalimul. Ierusalimul este cetatea Marelui Împărat. Ierusalimul are un loc special în inima lui Dumnezeu. În sfânta cetate și l-a dus pe strașina templului. Vorba de templul din Ierusalim. Templul iudeilor. De ce l-a dus în sfânta cetate? De ce a schimbat diavolul locația? De ce a doua ispitire nu a avut loc tot în pustie? Apoi, diavolul l-a dus pe Iisus în sfânta cetate și l-a pus pe streașina templului și i-a spus, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos. Dar Iisus s-a opus și a răspuns, de asemenea este scris să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Pentru că era mai puternică ilustrația pentru cererea diavolului. Era cu mai mare impact ispitirea în sfânta cetate. Era mai mare ispitirea pe strașina templului. Să ne uităm și la aia, o altă evanghelie sinoptică, la Luca, cum descrie acest lucru. Luca, tot capitolul 4, de la versetul 9. Diavolul l-a dus apoi în Ierusalim. L-a așezat pe strașina acoperișului templului și a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos de aici, că ce este scris, el va porunci îngerului să te păzească și ei te vor lua pe mâini, ca nu cumva să trăvești cu piciorul de vreo piatră. Luca aduce clarificarea despre care sfânta cetate este vorba. Este vorba despre Ierusalim și clarifică unde în Ierusalim, pe strașina acoperișului templului. Poți fi ispitit în sfânta cetate? Poți fi ispitit pe clădirea templului, locul sfânt? Poți fi ispitit în locuri sfinte? Dacă ispitirea din pustie, înțelegem. Dar ispitirea din locurile sfinte? Dar poți să fii ispitit în locuri sfinte? Locurile sfinte nu te scutesc de ispitire. Cei care până acum au crezut că dacă merg în locuri sfinte, vor fi scutiți de ispitire, nu este adevărat. Și care a fost ispitirea din cetate? Din nou, această dovedire că este Fiul lui Dumnezeu. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos de aici. Deci Satana vrea spectacol. Hristos să se arunce de pe acoperișul templului, bazându-se pe un cuvânt din Psalmul 91, el va porunci îngerului să te păzească și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Psalmul 91 este un psalm extraordinar. Un psalm al încurajării divine, al protecției divine. Aruncă-te jos. Fă spectacol. Dovedește tuturor că ești Mesia. Mesia vei fi aclamat la templu. Te-a dus în loc unde să fie aclamat ca Mesia. Hristos a refuzat să fie aclamat ca Mesia după linia diavolului, după indicațiile diavolului, după procedurile diavolului. Este un lucru groaznic pentru viețile noastre să ne trăim viața după procedurile diavolului, după indicațiile diavolului. Chiar în lucrurile sfinte, viața religioasă, să lăsăm ușa deschisă diavolului în viața religioasă. Și Hristos cum se apără? Iisus a răspuns, citesc tot din Luca, din capitolul 4, s-a spus să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău, tot din Deuteronom, să nu ispitești.
nu a fost o ispitire mai ușoară decât cea din pustie. Dimpotrivă, a fost o ispitire mai grea decât cea din pustie. Pentru că ispitirile din sfera religioasă sunt mai grele decât ispitirile din afara sferei religioase. Pustia era în afara sferei religioase. Zona aceasta, templu, era în sfera religioasă. După ce l-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat. Asta este finalul, cum prezintă Luca când se termină toate ispitirile. Dar să revenim la ce zice prima Evanghelie sinoptică, Evanghelia după Matei, la capitolul 4, citim din versetul 5. Atunci diavolul l-a dus în sfânta cetate, l-a pus pe strașină templu și a zis: dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, că ce este scris, el va porunce îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Este această ispitire a spectacolului în religie. Este această ispitire a mestecului maleficului în domeniul religios. Această interferență între malefic și religios. Această aducere a voii lui Satan în religie. Pentru că, de fapt, da, e adevărat, Psalmul 91 era adevărat. Dar nu trebuie să declanșeze adevărul din Psalmul 91 când vrea Satan și cum vrea Satan. Dragii mei, și astăzi este acest pericol. În lumea religioasă să ascultăm de Satan. În lumea religioasă să facem voia diavolului. Dacă nu suntem atenți, dacă nu veghem, dacă ne lăsăm ispitiți. De aceea trebuie să avem un duh de veghere. Iisus a zis: vegheați, să nu vă înșele cineva. Vor veni Hristoși mincinoși, proroci mincinoși. Da, în sfera religiosului. O mare înșelare în sfera religiosului. Când zici religie, nu înseamnă că e scutit de înșelare, nu înseamnă că e scutit de seducția maleficului, a răului. A doua ispitire, cea din sfânta cetate de pe strașina templului, a fost ispitire mai cruntă decât prima, pentru că era din zona religiosului. Hristos s-a apărat tot cu cuvântul lui Dumnezeu. Este scris! Este scris! Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău! Rămân la ceea ce este scris! Aceasta este o ispitire. Nu trebuie să demonstrezi diavolului că Iisus e Fiul lui Dumnezeu. Nu trebuie să asculte de diavolul în zona religioasă. Să mergem la treia ispitire. Matei 4 prezintă ispitirea din pustie, ispitirea din cetate și a treia ispitire este ispitirea de pe munte. Versetul 8. Diavolul l-a dus apoi pe o munte foarte înalt. I-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirile lor. Să vedem ce spune a treia Evanghelie sinoptică, ce spune Luca despre această ispitire. Luca în capitolul 4, versetul 5. Diavolul l-a suit pe o munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile pământului. Matei evidențiază cum era acest munte, în mod deosebit, că era un munte foarte înalt. Luca nu sublinează neapărat că era un munte foarte înalt, doar înalt. Ispitirea de pe munte, de pe muntele foarte înalt, a continuat linia ispitirilor legate de acest post de 40 de zile al lui Iisus, aceste ispitiri realizate de diavolul. Din nou, a avut un motiv pentru care diavolul l-a dus pe un munte foarte înalt și nu l-a ispit în pustie. Pentru că i-a arătat de pe acest munte foarte înalt toate împărățiile lumii și strălucirea lor. Fiți rog foarte atenți. Toate împărățiile lumii. Toate strălucirile lor. Împărățiile lumii. Atât din lumea cunoscută vremea aceea, cât și din lumea necunoscută. Contemporanilor, zone mai puțin explorate, toate împărățiile lumii, fie că erau împărățiile lumii din Asia, din Europa, fie că erau din America, fie că erau din Africa, fie că erau din Oceania, toate împărățiile lumii. De pe muntele foarte înalt, diavolul a arătat toate împărățiile lumii și toate slujile lor și a zis: toate aceste lucruri ți le voi da ție
dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie, îți voi da strălucire politică, îți voi da împărățiile lumii acesteia, dar își cer o condiție, să te arunci cu fața la pământ și să te închini mie. Facem un pact. E pactul de pe muntele foarte înalt. Care era pactul de pe muntele foarte înalt? Primești putere politică, primești putere lumească în schimbul închinării. Deci nu era pe gratis. Diavolul nu oferă nimic pe gratis, dragii mei. Deci aceasta, cei care cred că diavolul dă oferte pe gratis, nu cunosc această persoană malefică. Hristos cum a reacționat la această ispitire? Diavolul a dus pe Iisus pe munte foarte înalt și a arătat toate împărățile pământului și slava lor și a zis că dacă îi se va închina lui, toate acestea îi vor fi date. Iisus, când a auzit, i-a spus să piară dinaintea lui și a răspuns cu cuvântul care zice: Domnului Dumnezeului tău să te închini și doar lui să-i slujești. A fost o ispitire grea, pentru că noi este dorința după ceva care să ne dea semnificație în viață. Hristos reacționează simplu. Pleacă, satano! I-a răspuns Iisus, căci este scris, Domnului Dumnezeu tău să te închini și numai lui să-i slujești. Atunci diavolul a lăsat și odată a venit la Iisus în niște îngeri și a început să-i slujească. Pleacă, satano! Închinarea este doar pentru Dumnezeu. Noi nu ne închinăm la ființe create. Satan a fost o ființă creată, un înger căzut. Hristos vrea să sublineze că numai Domnului Dumnezeului tău trebuie să te închini. Aici, dragii mei, vedem că nu avem voie să ne închinăm la ființele create. Fie că-s bune, fie că-s rele. Hristos, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, Dumnezeu cere o închinare unică. Noi trebuie să ne închinăm doar lui Dumnezeu. Noi nu trebuie să facem niciun pact cu satana, indiferent ce ni se promite. Trebuie să respingem acel proverb, fă-te, frate, cu dracul până treci puntea. Unii fac așa, până ajung în anumite poziții, recurg la procedee satanice. Învățăm din ispitirea aceasta de pe muntele foarte înalt să spunem pleacă satanul. Eu nu voi accepta pactul cu tine. Eu vreau să mă închin doar lui Dumnezeu. Eu nu o să mă închin ție niciodată, indiferent ce-mi dai. Și chiar dacă rămân fără toate aceste promisiuni, fără toate împărățiile pământului și strălucirea lor, eu nu o să mă închin ție. Pleacă satanul. Unii rezistă la ispitirea din pustie, rezistă la ispitirea din cetate, dar nu rezistă la ispitirea de pe munte. Nu rezistă. Flămânzi de putere, nu rezistă. Iubiții mei, ispitirea Domnului Iisus Hristos din pustie, ispitirea Domnului Iisus Hristos din cetate și ispitirea Domnului Iisus Hristos de pe munte sunt și astăzi ispitiri pe care Satan le folosește sub diverse forme, dar cu același conținut. Să ne închinăm lui, să ascultăm de el, să spunem și noi, pleacă satanul. Noi nu o să ne închinăm ție, noi ne închinăm doar Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt. Amin.